Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. În copilărie îmi plăcea enorm să ascult poveștile mamei și a bunicii, citite înainte de somn sau în timpul prânzului, când nu prea vroiam să mănânc. Poveștile mă linișteau, îmi umpleau sufletul și mintea de idei, de speranțe și de vise. Iar cel mai minunat era că aceleași povești continuau să lucreze și în creierașul meu în timpul nopții. Îmi colorau visele, iar dimineața mă trezeam mai veselă și mai voioasă. Poveștile au avut dintotdeauna un rol vindecător. Poate de aceea au și fost atât de îndrăgite de copii și de adulți chiar. Pentru că, inconștient sau conștient, la final de poveste mereu ne-am simțit cu toții mai bine, mai puțin influențați de ceea ce simțeam înainte de poveste. Prin intermediul unei povești putem ajunge să căpătăm mai multă încredere în noi înșine. Putem rezolva probleme cu somnul, frica de medic, rezistența împotriva consumului unui aliment. Putem dezamorsa un conflict sau chiar vindeca o frică care ne urmărea de ani în șir. În concluzie pot spune că poveștile cu care am crescut eu nu au fost doar o modalitate de a mă distra și a mă ține ocupată, ci și o metodă de a preveni și chiar a trata unele probleme interioare ale mele. Acum timpurile s-au schimbat și copiii văd lumea altfel, pentru că lumea este altfel. De aceea poveștile trebuie să cuprindă problemele moderne și să pregătească un copil să poată depăși cu ușurință orice situație complicată din timpurile noastre. Noi, maturii, suntem responsabili de aceasta. Ce pot vindeca poveștile moderne și ce sunt poveștile terapeutice, de fapt? Ne vom spune astăzi invitații din platou care cu bagheta de magician au realizat în Republica Moldova un proiect extraordinar care se numește O Țară Independentă. Să le spunem bună seara! Bună seara, dragii mei invitați! Bună seara! Domnul Vladimir Odnostalco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, psiholog și manager de proiect. Bine ați venit! Bună ziua! Și Mircea Grecu, psiholog, președinte al Centrului Internațional de Prevenire și Informare în domeniul adicțiilor, pe scurt CIPIDA se numește acest centru, și autorul cărților minune, așa le zic eu. Și pentru că, dragii mei telespectatori, vor întreba în ce haine m-am deghizat eu astăzi, acesta este un erou dintr-o poveste care a îndrăgit-o enorm de mult fetița mea, Daria Andreea. Și astăzi noi știm unde este fericirea și că măgărușul i-a găsit locul fericirii și este foarte, foarte bucuros de aceasta. De aceea, aici vom avea toată ziua măgărușul, mascota dumneavoastră, da? Va fi prezent și el astăzi în platou. De la început, domnul Grecu, aș vrea să ne povestiți cum a venit ideea acestor povești, care a fost prima poveste și cum a derulat după aceea un proiect atât de grandios. Ideea acestei povești a venit în anul 2012, când am realizat că prevenirea trebuie să se înceapă de la vârsta preșcolară. 2012, deci? Da. De mult? Da, sigur. Și nu de la vârsta de 12-13 ani, cum se începea de obicei. Pentru că unii copii, mai ales în țara noastră, au început să consume anume la vârsta asta, de la vârsta de 10-11 ani. Ceea ce este grav atât pentru populația. Deci avem real niște factori și niște indicii, niște cifre care ne alarmează. Sigur și că da. V-ați confruntat cu ele și personal ați văzut acești copii. Personal am discutat și eu cu o fată de 9 ani care era și dependentă de cannabis. Aoleu. din orașul Cantimir. Da, sigur. Și atunci am hotărât, toată echipa CIPIDA a hotărât să înceapă prevenție anume la vârsta asta preșcolară. Și trebuia să găsim o metodă potrivită. Cu morala directă nu prea merge, cu frica tot la fel. În momentul în care spunem unui copil de 5-6 anișori că ai grijă, nu consuma droguri, că vei muri. Deci, nu, intră informație pe ureche și iese pe alta și nici nu conștientizează. Și toți copiii la vârsta asta preșcolare sunt toți sănătoși. Și n-au de a face cu bolile și pentru ei moartea nu prezintă un pericol foarte mare, adică n-ai cum să-i sperii. Dar e un cuvânt groaznic. E un cuvânt pur și simplu groaznic. Și atunci am hotărât să mergem prin terapie narrativă.
care e foarte dezvoltată în Suedia, în Norvegia, în Federația Rusă, este un institut de terapie integrată. Și am hotărât să mergem pe calea asta. Vreau să vă mai întreb un lucru și după aceea merg la domnul Nostalcos să-mi povestească și dumnealui cum a făcut parte din acest proiect, dar participarea dumneavoastră sau faptul că sunteți membru și președinte a acestui centru a influențat cumva direct și pe parcurs ați avut niște colaborări sau niște tangențe practice? Sigur că da. Deci e foarte important. Eu până acum am scris și mai multe cărți legate de consumul de droguri. Am scris o carte care se numește Drogurile legale și adolescența în 2012. Și am realizat că e târziu intervenim. La vârsta de 14-15 ani e foarte târziu. Și am coborât pragul ăsta de intervenție. Mai jos. Deci, da. Și pentru noi e foarte, v-am zis că este foarte important ca și pedagogi, ca și părinți, să se implice în acest proiect. Exact. Asta adică vom vorbi mai târziu, da. Care este rolul părinților în acest proiect și în citirea unei povești terapeutice neapărat. Să știți că funcția mea, domeniul meu, de calitatea mea de psiholog m-a ajutat foarte mult, Da. Pentru că aici, la elaborarea unei povești terapeutice, am folosit și psiholingvistica, și psihodiagnostic, și psihologia copilului. Deci mai multe domenii. Deci a fost o abordare integrată. Și anume, în acest mod poți obții ceva atunci când integrezi mai multe... Sigur că da, pentru că în poveștile date s-au folosit mai multe vocale decât consoane. Așa. Deci s-a mers și pe știință. Am văzut că într-un material unde ați expus tot drumul acestui proiect, ați specificat foarte clar cu noțiuni științifice ce înseamnă o terapie, ce înseamnă o poveste terapeutică și ce înseamnă acești autori de pe timpuri care au lucrat asupra acestui domeniu. Autori renumiți, ca Milton Erickson... Da. Eric Fromm, care au lucrat în domeniu. Deci doar ne bazăm pe niște fapte științifice și le implementăm într-un moment potrivit și într-un moment necesar, care noi acum avem nevoie de aceasta. Absolut corect. Așa, gospodina Nostalcă, cac vă stale giroie, membru, da? persoană care promovează și care este imaginea proiectului? Вы знаете, наверное, случайно. Я по первой профессии тоже психолог, по первой специальности. И тогда, когда уже начал более работать с общественностью, шире, так скажем, мы познакомились с Мирчей. Причем с Мирчей меня познакомил Влад Батринча, депутат парламента. И мы потихонечку начали общаться. И Мирча, как человек азартный в том, что он делает, сразу, в хорошем смысле слова, конечно, предложил заняться практическими вещами. Я вот помню первую нашу поездку, мы в Румынию поехали, да, сначала я отказывался, говорил, ну, посмотрим, честно говорю, не было особого желания, да и понимания до конца, а что же мы получим, какой результат, не было. Но фидбэк будет или нет? Фидбэк будет, да, потому что и это одновременно и инвестиции, которые надо тоже понимать, причем в данном случае это в детей, мы работаем с детьми. И на сегодняшний день мы совершаем много командировок за границу, и мы уже не ездим только учиться, мы уже ездим презентовать тот уникальный молдавский продукт, который готовит Мирча со своей мамой, с командой психологов. Уже попозже мы обязательно расскажем об этом, который на сегодняшний день уже работает. И самое главное, есть результаты. И я вам честно скажу, я очень рад, что мы повстречались, то, что мы начали это делать, потому что действительно, с одной стороны, говорят, вот, да вы занимаетесь филантропией, что это вам дает? В наше время задают прямой вопрос, что ты с этого имеешь? Вот, я говорю, так мы только тратим. Мы только тратим на этот проект, мы только тратим на подготовку изданий, методических материалов, на волонтеров. Мирча проводит, все свое время уделяет только... Он живет этим. И те волонтеры, это видно, которые... потому что каждый проект, который не имеет души в себе, он не доходит он до таких не результатов. Живет, да, даже если я где-то не досматриваю, не дотягиваю, то Мирч обязательно настоит, позвонит. Вот сегодня утром буквально маленький пример. Скажу, у нас будет 4 числа мероприятие. Да, мы об этом обязательно поговорим. В конце скажем. Да. Один из инструментов, материалов... Я говорю, да нет, не сделаем, потому что это, ну, не сделаем, были там определенные причины. В
конце концов, Мирча настоял, мы его будем делать. Угу. То есть это я к тому, что очень важно, когда те люди занимаются, когда занимаются делом, те люди, которые действительно призваны. Не правильно. Просто ради галочки, ради того, чтобы по телевизору их показали. Нет, которые сделали. И, соответственно, с этим есть результат. Главное, если спине, а умул потребит, а локуль потребит, да? Да, совершенно верно. Это тот случай, когда человек занимается своим делом. И вначале мы начали готовить, это вот была первая сказка о потерянной радости. Затем мы решили открыть проект «Независимая страна». Проект единственный в Молдове такой. Почему проект называется «Независимая страна»? Вот это мне очень важно, и скажите, озвучите мне это. Потому что мы Республика Молдова, да, мы небольшая страна в масштабах. Рядом с нами есть большие соседи Румынии, еще большие соседи Украина. Там дальше возьмем, есть Республика Молдова, есть Российская Федерация, точнее Европейский Союз. Это большие страны со своими традициями, со своими подходами. Мы страна с большой историей. Это Штефан Челмари, это, кстати, год Штефана Челмари, да. Это другие исторические наши личности, это события исторические, это дух, это ментальность, это вот весь комплекс, конгломерат, то, что скопилось у нас на территории, то, чем мы живем и чем мы отличаемся от других наших соседей. При том, при всем, что мы должны признать, они наши соседи, такие, какие есть. И очень часто у нас, особенно на уровне политики, происходит так, что нам пытаются привить, правило, это либо политики, либо так называемые общественные деятели, любовь к другой стране, к России, к Румынии, к Украине, к Европе, к Америке. Это все хорошо. Они, конечно, такие, какие есть свои страны. В каждой из них есть национальные идеи. Каждый из них, вот давайте проедем в Румынию, там посмотрите, сколько флагов. Заезжаем на территорию Российской Федерации, сколько флагов. Украинцы сейчас вывешивают везде свои флаги. Вы у нас где-то увидите флаги? Очень мало. Очень. Госучреждения. Но мы говорим о простых людях. В Израиль заедете? Да, я сейчас бы подумала, сколько там флагов. Да. И в наших, у нас в стране назрел этот вопрос. Ведь молодежь-то, она должна воспитываться в духе молдовинизма, в духе того, что ты родился на этой земле, и неважно, кто ты по национальности, гагауз, русский, молдаванин, румын, украинец, болгар или другой национальности. Ты житель Молдовы, ты молдаванин. Вот, ну, мы честно должны себе признаться, куда мы не поедем. Мы поедем в любую страну мира, откуда? А, ты молдаванин. Все. Там не разбирается, какая твоя национальность, на каком ты языке говоришь. Исходя из этого и был назван так проект. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно независимая может быть страна, когда у нее здоровая, независимая молодежь. Здесь мы говорим и о зависимостях, таких как наркотическая зависимость, к сожалению, игровая зависимость, интернет-зависимость, не дай бог алкоголь, к сожалению, подростки сегодня, пивно-алкоголизм, это страшное дело, это номер один болезнь. И у нас по статистике первая страна, да, в Европе, мы, к сожалению, в целом лидируем, и в подростковом возрасте мы тоже лидируем по алкоголю, но тема более широкой дискуссии. И то есть это было очень важно, чтобы вот эти вот все вещи, которые мы должны прививать им с малых лет. Обязательно, еще с садика, потому что, с одной стороны, еще раз повторюсь, это независимая молодежь, это и есть основа независимой страны, а с другой стороны, это еще патриотическое воспитание, потому что с этим всем приходит действительно тот стержень у молодежи, который должен быть, что мы молдаване, что мы живем на этой стране, и что мы можем быть независимы только тогда, когда мы будем здоровы, как в теле здоровье психическое, здоровье экономическое, это все называется независимость наша. Вот это действительно независимость, а не то, что нам пытаются привить, что мы исходим оттуда, что мы исходим туда, что давайте будем и там, и там. Мы дружить должны абсолютно со всеми, но мы независимы. И это должны усвоить абсолютно все страны, которые имеют с нами отношения, потому что мы дружелюбные. Наши ребята занимаются хорошие, даже у нас здесь достижения по спорту, по науке, по другим видам, по культуре у нас наши коллективы, все знают, выступают на мировых сценах. Это мы, и у нас независимая молодежь должна быть, и поэтому мы и назвали этот проект. Мы вначале рассчитывали, что он будет идти год, может быть, помните, Мирча? Давайте на одну сказку его сделаем, потом, да как же остановиться, когда оно уже пошло, и был запрос от директоров, от учителей, от психологов, от волонтеров. Давайте нам другие сказки, да?
И тогда приняли решение, что мы его уже продлеваем. Одновременно с этим подключил Мирча партнеров из Румынии, которые также сейчас будут. Потом подключились, мы делали в 2015 году, по-моему, промежуточные, у нас была конференция наподобие того, что будет в воскресенье, с промежуточными подведением итогов. Мы пригласили коллег из Украины, мы там познакомились с ними, они приехали к нам. Мы имеем контакты с Российской Федерацией также. И вот оно пошло, пошло, пошло. И на сегодняшний день мы можем в городе сказать, что то, что готовит Мирча сегодня с командой психологов, проект уникал. Это молдавский продукт. Чьял ностро, да. Да, это мы теперь можем сказать, у нас есть свой молдавский продукт вот в этом направлении. Я рам читит, что на диферите сурсе молдовянул патриот, кари промовяз повестя терапевтика. Фарте плакут аша суна, и да, антрадивер. И аж вря, есть проект экстраординар, аж вря, кум регия се пона пе пост, ум материал видео, пе каре ла пригатит колега мя, дин то че, че не-о презентат ши домну Грепу, ши домну Односталко, дин плекарили сали де пести хотаре, ши де aici, дин активи pe care a realizat-o în Republica Moldova. În perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2018, 206 instituții de învățământ din Republica Moldova, Rusia, Ucraina și România au participat la proiectul psihopedagogic O țară independentă. Scopul principal al acestui proiect este prevenirea dependenței de droguri și dependenței de jocuri pe calculator la copiii de vârsta preșcolară și școlară prin intermediul basmelor terapeutice. Școala noastră a fost cea care a găzduit lansarea de carte Cursulețul Marmii și a fost o onoare pentru noi să-i cunoaștem pe autorul acesteia, pe domnul Mircea Grecu, care a venit împreună cu doi reprezentanți din Ucraina. A fost, spun, o onoare pentru noi, pentru că nu este la îndemâna oricui și nu se întâmplă fiecare zi să avem un autor. Pentru că autori de cărți sunt. Depinde de noi să selectăm mesajul pe care aceste cărți le transmit. Mesajul celor trei cărți terapeutice a fost unul nu pentru o anumită vârstă, pentru că povestea terapeutică nu are vârstă. Totodată, proiectul se adresează copiilor de vârsta 5-9 ani, atât pentru a transmite anumite modele comportamentale și valori morale, cât și pentru a preveni anumitor comportamente greșite. Cercetările arată că până la 10 ani copiii sunt guvernați de emisfera dreaptă a creierului, care este sediul funcțiilor creative și imaginative. De aceea, orice informație necesară pentru dezvoltarea și socializarea copiilor trebuie transformată și prezentată în forma unei povești. În ultima vreme se vorbește tot mai mult de poveștile terapeutice, de poveștile educative, pentru că prin poveste copilul înțelege mai bine, simte mai bine, comunică mai ușor și se regăsește în tocmai în personajele din poveste. El acolo, în poveste, își descoperă trăirile, își descoperă problemele pe care le are, dar nu le recunoaște, poate și din cauza noastră uneori și chiar din cauza părinților. Părinții nu întotdeauna recunosc că propriul lor copil are o problemă. Începând mult mai devreme, de la vârsta acestor copii pe care i-am urmărit cât de bine au asimilat povestea ursulețului Marmii, cum l-au înțeles, cum l-au perceput pe măgărușul care și-a pierdut fericirea sau chiar pe Ghetuță și Papucel, cum își aleg valorile încă de la o vârstă atât de mică, mi se pare o idee extraordinară. Și anume că nu folosești nici într-una dintre cele trei povești cuvântul adicție sau droguri, dar copiii pot rămâne cu câteva idei generoase, cu câteva valori care mai târziu în viață le vor fi de folos. Prietenia, așa cum spuneau copiii, familia și cel mai important sau printre cele mai importante lucruri cu care trebuie să creștem simțul valorii. Poveștile terapeutice scrise de Mircea și Jana Grecu au fost traduse în mai multe limbi și editate într-un tiraj total de peste 100.000 de exemplare. Aceste povești se bucură de o popularitate deosebită printre cititorii din Republica Moldova, România și Federația Rusă. Vreau să le mulțumesc autorilor pentru că ne-a învățat despre
tren, simțul măsurii, atât s-a vorbit așa, despre prieteni și despre ghetuță, să nu stăm pe calculator. Sunt pur și simplu minunați copiii aceștia care, după povești, atât de multe conștientizează, mai mult decât maturii. Da. Și copilul meu, foarte plăcut, a rămas impresionat de povestea cu măgărușul și acum celelalte. Spuneți-ne, mesajul contează foarte mult în orice poveste. Și cum a zis, morala nu aduce la nimic. Doar prin poveste putem copilului să înrădăcinim niște noțiuni sau niște valori. Câte povești sunt și fiecare dintre ele, cum a trecut prin dumneavoastră ca un fir roșu? Deci în colegerea asta, în special la Ursulețul Marmi, sunt 5 povești terapeutice. Uh-huh. Prima poveste se numește În căutarea fericirii pierdute. Este prima poveste anti-drog pentru copii de vârsta preșcolară, unde nu se folosește cuvântul drog pentru a nu provoca... Ce spunea domnul profesor? Da, pentru a nu provoca tentația copilului, pentru că în momentul în care folosim în programele, diferite programe de prevenție, cuvântul drog, 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 repetăm, papagălecește acest cuvânt. În subconștient el se depozitează. Rămâne și copilul oricum vrea să încerce. Zice, măi, de ce îmi zice ăsta drog, drog, drog? Hai să încerc o dată să văd ce e drogul ăsta. Și noi nu vinim, în primul rând, cu morală directă, vinim cu mesajul indirect și învățăm cu această poveste, copilul trebuie să știe, să spună, să învețe să spună nu, că avem în viață foarte multe tentații. Noi suntem tentați și mătorii sunt tentați, da, și trebuie să știm să spunem nu, și nu știm tentației și provocărilor. A doua poveste este Ghituța și Păpucel. E o poveste pentru a preveni preveni dependența față de jocurile pe calculator. Da, apropo, acum vreo 3 zile, foarte multe materiale video am văzut la colegii mei, da, despre cât de mult influențează negativ șezutul ăsta a copiilor pe internet, pe calculator, și care sunt efectele negative, sunt groaznice, influențează la creier extraordinar de mult. De aceea e necesar ca fiecare învățător în clasele primare să citească această poveste. Absolut, sunt de acord cu dumneavoastră. Și părinții acasă. Da, că e o poveste foarte actuală, că sunt foarte mulți copii la ora actuală care sunt dependenți de jocurile pe calculator, sunt dependenți... Și specialiștii demonstrează niște cifre alarmante. Alarmante, da. Sigur. Și tocmai din cauza... În calculator, haideți să recunoaștem că din calculator, din internet, luăm foarte multe informații utile. Însă trebuie să avem simțul măsurii. Și da, trecem la a treia poveste, care e povestea pentru cultivarea simțului măsurii. Adică trebuie în orice activitate... Și din necesar el în viață, simțul măsurii. Foarte, foarte. Că în orice activitate, practic, trebuie să avem simțul măsurii, chiar vorbind despre consum moderat de alcool, vorbind despre statul la calculator, vorbind despre shopping. În momentul în care mergem să cumpărăm ceva și vedem lucruri foarte frumoase, vrem și asta și asta și asta. Deci să încercăm pe toate. Însă trebuie, da, să avem, deci punem separat pe cântar. Shoppingoterapia are efectul, da, său, dar când depășim, da, are efectul negativ. Și, da, și trebuie simțul măsurii. Chiar domnul deputat, în momentul în care a fost editată această poveste Ursulețul Marmi, vroia să meargă în Parlament și să dea la toți deputații în parte, da, câte o carte, zice, voi trebuie să aveți simțul măsurii. Era un mesaj, da, extraordinar, domnul ăsta. Da. Dar n-ați făcut, vă ne delele ăsta, da? Частично я нескольким коллегам дал, отреагировали некоторые нормально, то есть у них была такая здоровая взрослая реакция, будем ее называть так. Ну, мы можем это профессиональным делать языком, да. Мы 101 вот книгу возьмем коллеги, и... У одного коллеги была реакция, что ты имеешь в виду? Ага, то есть сразу оно пошло работать. Да, да, да. И я думаю, значит, ты много взял. A patra poveste este Căpcăun cel fioros, poveste pentru prevenirea agresivității, fricii la copii, că știm că sunt foarte mulți copii care se sperie de întuneric, de anumite, și anume frică, noi credem, psihologi, credem că provoacă comportamentele adictive, da? Comportamentele problematice. Uh-huh. Deci copiii care simt frica, care... Și am găsit o metodă foarte eficientă de a lupta cu această frică, este cunoașterea,
și umorul. Uh-huh. Și am explicat și practic avem un personaj. Dar să știți că inițial, anume la această poveste, uh-huh, mi-a părut că ea va fi înfiorătoare pentru copilul meu de 4 ani. Da. Dar am citit-o destul de bine și la final a realizat ce înseamnă căpcăunul, cum să, și într-adevăr ea este foarte gândită foarte bine, e gândită foarte bine. Aici vă zic că în calitate de autor sunteți, ați analizat-o și ați fiecare aspect. A fost destul de bine formulat toată povestea. Și a cincea poveste este Pe urmele infractorului. Povestea pentru corectare comportamentului agresiv la copiii preșcolari. Uh-huh. Știm ce provoacă agresivitate la vârsta anume preșcolară. Copiii unor se cred puternici, lovind... Fără să-și calculeze energia pe care, da? Corect, da. Deci și tocmai din cauza asta noi credem că... Și nici nu înțeleg că ei provoacă durere. Trebuie provoacă explicată. Provoacă durere și noi am explicat ce înseamnă puterea, ce înseamnă a fi puternic și ce înseamnă a fi agresiv. Așa. Diferența și, dintre aceste două. Și toate cărțile acestea că noi dăm alternativă copilului. Noi venim cu mesajul direct, dar oferim alternativă. Și copilul mereu are posibilitatea de a alege. Ce vrea să fie? O persoană agresivă, un copil agresiv sau un copil puternic? Și întrebăm pe copii că poate fi o femeie de 20 de kilograme puternică? Și copiii răspund, da, sigur poate, dar poate fi un bărbat de 200 de kilograme slab, laș? Poate. Deci, și înseamnă că mesajele astea ale noastre că a ajuns. Foarte bine, ajungă, aveți dreptate. Și totuși aici vreau să ne spuneți ce înseamnă terapia narrativă. И как вы её видите? Давайте с вами, господин Анастал, că domnul Mircea să mai un pic pauză. În viziunea dumneavoastră, cât de bine această terapie narrativă în aceste mesaje joacă și ceea ce ați văzut la școală, ceea ce ați văzut în instituțiile de aici, de peste hotare, pentru că până la urmă mesajul nu are culoare și naționalitate. Mesajul este unic. Совершенно верно. Кстати, у нас вот и девиз нашего проекта – это «Спасем детей, спасем нацию». Да, и тема эмиссии де астази тут афела, шам нумито, да, потому что то, что происходит, те же зависимости, это не имеет ни национальности, ничего. Это ребенок, он в любой национальности, в любой ситуации – это ребенок. Почему выбрали подобный способ работы с детьми, почему способ общения, даже работа – это будет грубо сказать, способ общения? Потому что в это время ребенок воспринимает информацию особым методом. Все мы взрослые, у нас логика историческая, я больше развита, и мы уже так и общаемся, то у детей это эмоции. Детей – это ощущение, детей – это игра своеобразная, и то, когда они чувствуют себя героями, чувствуют себя кем-то. Вот. И поэтому, и самое главное, ребенку мы знаем прекрасно, когда пытаешься что-то навязать, он идет от обратного. И в данном случае мы через подобные сказки, происходит непрямая мораль, мы ему говорим, что вот 6 конфет скушать – это много. Нет, у него другой язык. Он сам приходит к тому, что 6 – это много, 2 достаточно, либо 1 достаточно и так далее. И он приходит к тому, что поиграет достаточно, там час-полтора, потом надо идти заниматься уроками и так далее. Это тот способ, который на самом деле во всем мире используется в рамках науки, в рамках терапии. У нас в Молдове пока его не было. Вот он есть на сегодняшний день, он работает. Поэтому и есть материалы, через которые они работают. Поэтому мы избрали этот метод, будем идти и дальше, совершенствовать. Только если эффектив. Конечно, потому что он показал эффективность, эффективность она в чем? Измеряется не в количестве изданных материалов, а в количестве запросов и благодарностей. Тогда, когда почему проект начал продолжаться? Потому что существовали запросы от людей, от родителей, от родительских комитетов, от директоров школы и так далее и тому подобное. Поэтому мы и продолжали этот проект. Поэтому и были подготовлены новые материалы. Вот это и есть эффективность этого всего дела. Кстати, вот если проект не был бы эффективен, то у нас бы 4 числа бы не было бы 53 доктора наук психологии. Каривиному специю, конечно, тотализация, да. Даже честно скажем, вот совсем коротко, если раньше нам приходилось приглашать, ну, придите, посмотрите наш продукт, сейчас у нас с этим проблем нет. Сейчас реакция вин дела сине. 206 институции де învățământ. Pentru mine a fost o cifră impresionantă, da? Și 610 pedagogi, psihologi și asistenți sociali implicați din toate țările, Republica Moldova, Federația Rusă, Ucraina și România. Vă rog frumos să-mi spuneți care e rolul părinților în această poveste, povești terapeutice, pentru că și ei, cum a menționat și doamna profesor, au un rol important.
Climatul ăsta în familie joacă un rol foarte important. Din cauza asta, rolul unui părinte este suprem în terapie narrativă. Părintele este un fel de îndrumător care pune accentele în poveste. Adică fără, încă o dată repet, fără morala directă, părintele citește această carte. E bine să fie cartea asta, să fie parcursă împreună sau cu părinte sau psihopedagog, sau o persoană inițiată în psihologie, cu foarte multă răbdare, cu dragoste, deci ingredientele speciale pentru o poveste narrativă. Și... Dar ceea ce poate mulți nu știu, dar eu am răsfoit toate cărțile, aveți pe ultima pagină a fiecărei dintre aceste povești cărți, aveți informație metodică, indicații pentru părinți și psihologi. Eu le zic informație metodică pentru că ele sunt un fel de îndrumător. Da, pentru... și plus la asta avem și un algoritm, tot la fel, elaborat de noi, așa, pentru a scrie o poveste proprie. Așa. Pentru diferite probleme, că... La ora actuală, foarte mulți copii se confruntă cu diferite probleme, nu numai doar cu adicții, și cu probleme somnului, și cu probleme și diferite nevroze au copii, v-am zis. Și anume, pentru asta am elaborat un algoritm pentru a... Deci pentru mine, ca părinte și în calitate de pedagog, pentru că sunt și cu studii pedagogice, aceste cărți nu sunt doar cărți de povești, ele sunt cărți metodice în care eu, la final de poveste, am întrebările, apropo, sunt acolo de totalizare, de generalizare, deci copilului meu îi adresez aceste întrebări și el îmi răspunde la ele și aveți și variante, se lucrează destul de ușor pe fiecare dintre aceste cărți, datorită acestor îndrumări. Întrebările sunt foarte importante, deci important să facem evaluarea. Așa. Să vedem cum fiecare copil a asimilat. Și dacă nu, mai încerci o dată. Mai încercăm altă metodă. Sunt și desenele, tot la fel, a fost elaborate de un pictor renumit în Republica Moldova, dacă cunoașteți pe Igor Hmelnitsky, pe aceasta care vreau să mulțumesc lui Igor, pentru că a făcut o treabă foarte bună. Și noi mulțumim, eu, da, în calitate de părinte, pentru că cu mare drag răspunește uneori și fără să citesc cartea și se uită doar după imagine. Asta înseamnă că sunt bine gândite. Și să știți că, vorbind de managerul proiectului, domnul Vladimir Autostalco, să știți că de 3 ani suntem în acest proiect, implicați amândoi, și el se bucură cu adevărat. Deci eu știu foarte bine, cunosc pe foarte mulți politicieni care fac de formă unele lucruri. De fațadă. Însă domnul Nostalcu se bucură cu adevărat pentru succesele copiilor, vine, deci între o serată sau între un eveniment făcut de copii și un eveniment făcut de mături, cu siguranță domnul Nostalcu va alege cel cu copii. Da? Da. Nu, pentru că psihologul și să știți că într-adevăr ține la ceea ce, adică el ține la copii și e foarte implicat în ceea ce facem. Da, m-a impresionat foarte mult și faptul că nu v-ați oprit doar aici, dar ați realizat și 19 spectacole educative în care au participat 4200 de copii. Cum v-a venit ideea de a monta un spectacol în baza unei povești? Să știți că în curând va fi elaborat tot un desen animat. Aoleu, e super tare! În Rusia, tot la fel, noi am dat comandă. Spectacole, ne-a venit ideea încă în anul 2014, la sfârșitul anului 2014, încă această idee, acest vis al nostru, noi am realizat abia cu jumătate de an. Mulțumim Teatrului Luceafărul, care a implementat toate ideile noastre. Mulțumim domnului Focșa, doamnei Focșa. La Teatrul Luceafărul. La Teatrul Luceafărul, care, da, eu cred că a fost un spectacol de succes. Au venit și partenerii noștri din România și au pus o notă maximă, adică a evoluat maxim, cu nota maximă acest spectacol. Haideți să vedem cum a fost asta, pentru că echipa noastră de la știri au participat la un spectacol. Vă rog. Terapia de basm este o metodă de influență terapeutică care a existat de mult timp, deoarece chiar și strămușilor noștri îndepărtați li s-au spus povești fictive în care moralitatea a fost clar accentuată. Dar dacă poveștile din trecut au fost discutate în principal pentru divertisment, acum cu ajutorul lor copiii sunt învățați să distingă între alb și negru și să ia în considerare relațiile moderne. Dacă vei fărături din aceste ierburi, devii cel mai fericit de pe pământ.
nu te mai preocupă nimic și nimic. Micii spectatori trăiau aceleași emoții ca și personajele din spectacol. Ei au înțeles imediat că este vorba ceva interzis și din cauza emoțiilor au început să strige ca măgărușul să nu bea apă. Ce e drept, cuvântul drog nu este în această poveste. În povestea dată nu este o morală directă. Este prima poveste antidrog în care n-a fost folosit cuvântul drog, ca să nu provocăm tentația copilului. În momentul în care provocăm nu consuma droguri, copilul este curios să încerce aceste substanțe nocive. Fiecare animal are fericirea sa, însă fericirea adevărată este însă și viața. Copiii au înțeles ideea spectacolului. Mai mult, sufletele celor mici au încredere și chiar într-un personaj negativ caută să găsească niște trăsături bune. Cel mai tare mi-a plăcut șarpele. A zâmbit și a arătat că are și un pic de bunătate în sufletul lui. Ce ți-a plăcut cel mai tare? Când prietenii căutau fericirea măgarului. Fericirea pentru mine este prietenia. Când îmi petrec ziua cu familia și mă joc cu prietenii. Au rămas profund impresionați nu doar copiii, ci și adulții. Ideea de a monta o poveste terapeutică a apărut și la Mihai Cioată din România. În calitate de pedagog la un liceu, el a predat copiilor lecții despre dauna drogurilor. Iar întâlnirea de la Lvov cu reprezentanții proiectului Țară Independentă a schimbat planurile lui. M-au convins în primele minute. Mi-au spus, domnule profesor, este extraordinar ce faceți dumneavoastră cu copiii, cu adolescenții, dar este un pic cam târziu. Trebuie să începem la o vârstă preșcolară. Dacă reușim să plantăm lucruri sănătoase de la o vârstă foarte fragedă, atunci am câștigat. Domnul Vladimir Rodnostalco este managerul și coordonatorul proiectului, este psiholog. Cred că înțelege psihologia și cum funcționează acest mecanism, acela de a implanta. Vreau ca în luna mai piesa În căutarea fericirii să se joace la Vatra Dornei. Vor fi peste 600 de copii care o așteaptă. Importanța poveștilor de basm trebuie apreciată. Vreau să mă adresez părinților ca să-și iei copiii și să vină la teatru. Doar așa noi vom putea găsi fericirea, adevărată fericire, noi împreună cu copiii noștri. Coordonatorul proiectului, deputatul Vladimir Odnostalco, a povestit de ce este nevoie de asemenea spectacole. Будут у нас и другие спектакли, также это будут детские. Почему? Vor fi montate și alte spectacole pentru copii, deoarece independența începe de la o societate sănătoasă, de la copii independenți, care nu sunt bolnavi, sunt independenți de stupefiante, de fumat, de calculatoare și au simțul măsurii. Cu aceasta ne ocupăm noi, educarea spiritului patriotismului, ceea de ce avem nevoie astăzi. Patriotism, tot ce nam la сегодняшний день не хватает. Proiectul se implementează în Rusia, Ucraina și România. Da, am revenit în platou. Psihologia afirmă, spune-mi ce ai citit în copilărie ca să-ți spun cine ești acum. E destul de bine punctat. Și 25.000 de copii din Chișinău, Căușeni, Bălți, Edineți, Briceni, Sankt Petersburg, Krasnodar, Federația Rusă, Lvov și Suceava vor crește oameni mari cu totul altfel și vor percepe lumea altfel. Și știu că aveți o a șasea poveste care este și mai profundă și eu mă mândresc chiar că am citit-o printre primile persoane care au avut acces la ea. Povestiți-ne cum a apărut ea și ce mesaj are. Bine, avem o poveste acum recent scoasă din tipar, se numește povestea asta Petrică și extraterestrii. Uh-huh. E poveste terapeutică pentru cultivarea simțului patriotic, ceea ce la ora actuală ne lipsește. Foarte mult. Da. Avem perceperea deformată a simțului patriotic. Da, din păcate. Prin povestea asta noi... Apropo, au lucrat asupra acestei deformări oamenii destul de bine la noi. Au format că noi ținem la orice, dar nu la țara noastră. Și aici explicăm copiilor că, de fapt, patriotismul se începe din familie, de la casă părintească și trebuie fantastic, să ținem. De la arborele genealogic, de ce tradiție avem. Da. Eu atât de tare am rămas impresionată și de tot trebuie ce să fim, într-adevăr, trebuie să știm să cultivăm simțul ăsta patriotic, avem suficient timp să ne concentrăm asupra acestui obiectiv la ora actuală, ca să avem
într-adevăr cetățeni patrioți. Cum a zis și domnul deputat, că în orice țară, orice meci de fotbal se începe cu imnul, intonarea imnului. Orice activitate cu intonarea imnului. La fel trebuie să fie și în Republica Moldova. Da. Noi și foarte... în momentul când intonează imnul, noi trebuie să avem un automatism ca să meargă mâna la inimă, pentru că asta este cel mai important lucru. Cel mai sfânt, cel mai prețios lucru este țara în care trăim. Și trebuie să noi să facem, să știți că o să facem tot ce este posibil ca generația tânără va fi o generație liberă, de ce se numește încă, completez pe domnul deputat, o țară independentă. Pentru că independența presupune libertatea. Deci e un lucru foarte, foarte important. Și ca să avem tineri, generație tânără sănătoasă, trebuie să avem și programe educaționale moderne, pentru că copiii acum 20 de ani și copiii în ziua de astăzi. Da, ce am zis eu la începutul emisiunii. Sunt foarte diferiți. Suntem într-o altă lume și trebuie să percepem această lume corect. Da. Și trebuie să stăm, indiferent cine suntem, suntem ruși, găgăuși, ucranieni, noi suntem un popor multicultural. Da, și trebuie să, în primul rând, deci sănătatea și perceperea. Deci toată lumea trebuie să țină la țara noastră. De ce Petrică și de ce extraterestri? Eroii, poveștii, cum au venit? Că să știți că ideea aparține domnului Vladimir, care se ocupă foarte profund de, cu astrologie. Aha. Pentru că și planetele din această poveste, da, eu dacă Proxima B, știți sunt că chiar reale. Există, e o planetă. Da, deci e o invenție, nu e poveste, e reală. Da, e o poveste, da, Proxima B, planeta asta, în care lumea la ora actuală zice că este viață acolo. Aha. Deci este bălă, sunt savanți care zic că există probabilitatea să fie viață și chiar și desenul ăsta e real. Aha, absolut real. Răscășiți-vă, cacă, păi și mă tak. Знаете, мы же говорим о новой методологии. Соответственно, конечно, нельзя отходить от традиции подготовки сказок, нельзя изложений и так далее и тому подобное. Но нужно понимать, что у нас молодежи сейчас развивается очень быстро, особенно дети. Для них телефон, гаджеты, это они все это быстро изучают. И, соответственно, и мыслят они немножко иначе. И в силу того, что я обучаюсь астрологии, угу, хороших специалистов. Мне это самому интересно. Даже у нас во фракции есть специалисты у нас. И, значит, пришла эта идея сделать именно вот таким подходом. Угу. Ну, очень оригинальный. Я не знаю, насколько это понравится кому-то, но Мирча провел международную экспертизу этого, угу, потому что это и Российская Федерация, специалисты институтской терапии просматривал, угу, это Румыния просматривала, это украинцы смотрели. Всем им не просто очень понравилось, это отработано на детях. В хорошем смысле слова, чтобы сейчас не подумали, что я выражаюсь как-то, угу, потребительски, нет. Это было проконсультировано с детьми, это смотрели на их реакцию, как они будут это воспринимать, чтобы это зерно легло правильно, чтобы оно не было... Ca și celelalte povești, da, toți specialiștii au zis că este extraordinar. Da, toți specialiștii au zis. Plus la asta că sunt foarte puțini scriitori care scriu în ambele limbi. Că noi avem... Aha, deci asta trebuie să subliniem într-adevăr, dragi telespectatori, că toate cărțile sunt dublate în limba rusă. Rusă, da. Deci toate, absolut toate cărțile și... Și chiar și acest, da? Absolut, absolut. Toate cărțile sunt dublate în limba rusă. Deci absolut toate. Și important încă în acest proiect internațional, național, deja putem să spunem că este realizat fără a folosi banii publici. Absolut corect. Deci, absolut. Doar noi știm cu ce greu și cum a reușit să, ceea ce spunea domnul Năstalcu, să chemați atâția specialiști și să ne spuneți ce va avea loc, pentru că suntem pe final de emisiune, pe 4 noiembrie la ora 11:30 aveți o reuniune a tuturor specialiștilor din toate țările în care ați avut atâția copii fericiți și atâtea cât noi am vorbit, a fost pe ecranele telespectatorilor imagine derulate, fotografiile copiilor, atât preșcolari cât și școlari mici, unde fețele lor spun tot. Nu trebuie noi acum să comentăm cât de fericiți erau. Rezultatele proiectului vor fi prezentate la o conferință internațională, da? Da, sigur. Și vreau să vă invit și pe dumneavoastră pe 4 noiembrie și o să vedeți câte lume ține la acest proiect. Anume, din România vine și un secretar de stat, vine și un fost șef a poliției române, din Ucraina... vin tot la fel proiectul Universității de Stat din Lvov,
din Federația Rusă vine directorul Institutului de Terapie Narrativă, doamna Nadejda Ambrosieva, personalități mari, adică în acest domeniu și care vin să ne susțină din diferite părți. Și să spună că este un proiect extraordinar este și să faceți, să punctați toate aceste rezultate și să vă faceți planuri de viitor. Chiar este un proiect extraordinar și noi suntem siguri că acest proiect va fi în curând implementat și la nivel național și în țara noastră. Asta ne dorim, ca deci, să se înțeleagă că el la nivel acesta național este necesar, pur și simplu necesar. Eu vă mulțumesc tare mult, din păcate timpul s-a scurs foarte repede pentru că și noi suntem acum cu mascota măgărușului aici și cred că povestea noastră aici tot a fost una plăcută. Telespectatorii noștri îi invit să neapărat să citească copiilor aceste povești extraordinare, să meargă, sper că spectacole vor mai fi. Sigur. Da? Și vă rog foarte mult să credeți în puterea poveștii și să înțelegem că un copil trebuie educat corect ca atunci ca să avem o națiune sănătoasă, așa cum spunea domnul Nostalco și domnul Mircea Grecu. Eu vă mulțumesc din suflet pentru participare, vă doresc succes și la mai mult și la mai mare, cum se zice. Da, vă mulțumim mult. Numai bine, vă aștept în fiecare marți la ora 19 să vorbim noi despre noi.